Cnut nu mai e mic. Dacă vrei, poți să te gândești că 22 iunie e ziua în care s-a născut Meryl Streep. Dar vreau să știi că nu doar actorii sunt vedete. Astăzi poate nu mai e chiar pe toate canalele media, dar cândva ursul polar Cnut era star. Scriitoarea Yoko Tawada pornește de la povestea nașterii în captivitate la Berlin a micului ghem de puf, un lucru real de altfel și ajunge destul de departe. Memoriile unui urs polar e o carte care a fost descrisă ca o poveste despre iubire în absența limbajului, pentru că nu doar spațiul dintre o specie și alta îl parcurge imaginar povestea scriitoarei japoneze stabilite la Berlin. Ea încearcă să identifice petele de culoare psihologică prin care ajung aproape două ființe. Cum tu nu citești niciodată cărțile pe care ar trebui să le citești, crezi că tot ce vezi e real.